Parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani s-a sesizat din oficiu și a făcut dosar penal tinerei care ar putea fi considerată inconștientă pentru că nu a anunțat autoritățile că vine din Italia. Ea riscă, după ce va fi externată de la Timișoara, să facă pușcărie. A venit din Verona și a părăsit locuința în care trebuia să stea izolată, iar acum riscă să facă pușcărie. Tânăra de 26 de ani a fost pur și simplu inconștientă. A lăsat o secție fără medici și asistente. A intrat în contact cu foarte mulți oameni și acum, spun procurorii, care s-au autosesizat, riscă să stea după gratii. Riscă o pedeapsă de la 1 la 5 ani pentru răspândirea de boli. Parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani a întocmit din proprie inițiativă dosar acestei fete și asta după confirmarea diagnosticului în mod oficial. Parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani se află înregistrat dosarul penal 1018 per PEPER 2020, având ca obiect săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 352, aliniatul 1 din codul penal. S-a reținut că la data de 1-3-2020, o persoană de sex feminin de pe raza orașului Aninoasa a revenit din Verona la domiciliu. Deși a fost izolată, aceasta a părăsit domiciliu, prezentându-se din proprie inițiativă la Spitalul de Urgență Petroșani, unde a acuzat durări în zona colonolombară și a fost internată pe secția neurologie începând cu data de 6 martie 2020. Cu ocazia prezentării la serviciul de urgență, aceasta nu a menționat că a revenit în țară dintr-o locație din Italia care reprezenta zonă de risc în ce privește diagnosticul de COVID-19. Abia după 10 zile de la intrarea în țară, fata a fost confirmată pozitiv. Din 10 martie, mai exact, autoritățile i-au pus diagnosticul și tot atunci a fost și transferată noaptea târziu la spitalul din Timișoara.